eu nu mă simțeam pregătit pe moment să plec la universitate. Deci, toți oamenii, ca oamenii normali, îți duc în învețe și tu pierzi un an. În al doilea. al doilea, an de găpier, mi-am luat inima în dinți și am zis că vreau să aplic în Statele Unite. Yeah. <laughs> da, vreau să merg pe visul american, aplic în jur de 80.000 de studenți, dintre care 2.000 s au acceptat, deci trebuie să întregi 78.000 de oameni la fel de talentați și interesanți ca și tine. Nu există garanția că o să fii selectat niciodată, eu aveam înțelegerea asta că na, e un risc la care eu care mi-o mi asum pentru a încerca visul Bună ziua domnilor și domnilor, suntem din nou în studio și de data aceasta îl avem pe Valentin German Noi ne cunoaștem de la Inițiativa Tinerii Ambasadori Europeni, de la OIA Și știu că ai poziția de Mentorship Facilitator, de facilitator, de mentorat Така, со традуќем. Ну, кратки екзистот традуќери директо, дар да. Сабуталина, сабутари Așa. În care e camera? Ce e? Ce e? Uh, toate okay. -a. <laughs> uh, Mă bucur tare mult că ești aici pentru că noi am discutat un pic și mi-am dat seama că călătoria ta în studenție este foarte neobișnuită și ar fi păcat ca toate experiențele tale să rămână doar pentru tine. Uh, știi, când înveți niște lecții, trebuie să te împarți și cu alții <laughs> uh, și concluziile tale sunt sigur că o să fie super necesare și utile pentru studenții care ne ascultă, elevii noștri uh, care încă nu știu ce cale să o apuci și poate nici nu știu de posibilitatea unui gapier. Uh, tu ai avut doi. Da, să dăm asta. Un spoiler. Uh, bună, din nou. Și mă bucur că ești aici. Mersi de invitație, mereu cu drag. Cu drag. Uh, hai să vedem mai întâi unde studiezi tu la moment. Ce faci? Cu ce, cu da. ce te ocupi? Uh -huh. Deci, eu studiez la moment la IU International University of Applied Science în Germania, la specialitatea Business și IT. Așa, ești treci de fapt în anul 2 de studii. Ar trebui, dacă aș fi început în septembrie, la noi e un pic mai diferit așa cum studiile le fac online, acum și discutăm, am început prin noiembrie, deci cam spre sfârșit de primul semestru și la moment încă îmi fac cursurile din anul 1. Așa, și oarecum semestrul de primăvară o să trece în anul următor. Da, o să încerc să recuperez cât un pic să fac mai mult în semestrul de toamnă care vreau să vină acum, ca să reușesc să intru în timeline-ul ăsta a tuturor studenților. Foarte confuz, minunat. Exact. <laughs> o să explicăm mai târziu, dar ca să facem o fișă biografică. Tu acum ești student la Berlin, învățând din Moldova și înainte de asta... Deci, parcursul tău studențesc precedent a fost, de fapt, la colegiu. Exact. La colegiu? Centrul de Excelență în Economie și finanțe. Așa, Centrul de Excelență, da, da. pardon. Și specialitatea? Planificarea și administrarea afacerilor. Așa, asta a fost cu trei ani uh, urmă, uh, da? În 2017 am intrat, în 2021 am terminat, da. Ok, ok. Uh, bun, și vreau să începem, de fapt, cu colegiu pentru că majoritatea elevilor aleg să meargă la liceu, apoi urmează universitatea, asta este calea nu știu, basic, da, ordinar a tuturor a majorității elevilor, um, sau poate, de fapt, nu majoritatea, dar așa cunosc eu, cel puțin prietenii mei, toți se merg la liceu. Um, și există, de fapt, o alternativă, învățământul profesional, tehnic, mm -hmm. da, um, așa se numește, învățământ profesional, tehnic, dual, asta da. am uitat, dual. Um, el, de fapt, este foarte promovat acum, adică văd multe publicități, am campanii cu învățământul dual și desi mă prind că mă gândesc că Hmm, poate ar fi trebuit să merg și eu la un centru de excelență, la, la un colegiu, dar atunci nu era o opțiune uh, pentru mine. Și vreau să te întreb cum a fost pentru tine. De ce ai ales, totuși, să mergi la un centru de excelență? Deci, uh, liceul meu am făcut uh, în Stăuceni, cel mai simplu liceu, cel mai apropiat liceu de casă, deci Așa. era un minut jumătate de pe jos. Eu uh -huh. vedeam, acum că am mai tăiat copaci, eu văd din uh, geamul nostru. Așa. Uh, a fost cea mai simplă opțiune pentru părinții mei. Uh, am finalizat nouă clase acolo, era alegerea să continui, să merg la alt liceu sau nu. Nu doream să continui la același liceu, deoarece ei doreau să facă doar profil uman. Și ah, eu vroiam okay. neapărat la profil vreau. Eram mai mult cu, cu matematica, fizica, îmi placea domeniul asta. Mm -hmm. Am început să caut, să fac un pic de research și alte oportunități avem. La alt liceu, părinții nu prea doreau să facă, pentru că asta e o cheltuială în pus de benzină. Nu știu în fiecare dimineață să duc, aduc... Cheltuieli de studii, și am ajuns la oportunitatea de centru de excelență în economie și finanțe, care nu era nici foarte departe de casă, dar era și filiera care eu îmi doream să continui. Beneficiul era că mi-o o bursă. Uh, și părinții au zis, bursă, e ceea ce trebuie. Uh, <laughs> uh, nu pot spun că asta a fost decizia, cumva, din cauza aceasta. E un bonus, până la a fost un bonus, până A da, fost un bonus care ajută. Uh -huh. uh, și am văzut specialitatea pe planificare și administrare a afacerilor. Eu, încă din copilărie, eram interesat cumva de antreprenoriat, de domeniul financiar, de afaceri. Și a fost o experiență, acum uitându-mă înapoi după ce am finalizat deja, nu pot să zic că regret, a fost o decizie bună de a ieși din bula mea uh, internă de liceu, de a intra într-un domeniu mai mare de mulți studenți, sistem universitar de perechi care apoi te ajută și de a, pe lângă obiectele de generale care le înveți și la liceu, de a obține cunoștințele practice și teoretice în antreprenoriat. Mm -hmm, ok, și eu am cercetat un pic pagina uh, învățământului dual, companiei lor și uh, m-am uitat la avantajele pe care ele prezintă, m printre ele era certificat de calificare recunoscut la nivel național, orientare, practica instruirii, remunerație de formare profesională suplimentară bursei, deci pe lângă bursă uh, ei spun că mai primește o remunerație, care presupun că vine din partea angajatorului învățământul dual și oportunități mai mari de angajare și avansare în carieră. Uh, la tine, cum a fost? Uh, ce avantaje crezi că ai avut optând pentru un colegiu pentru un centru de excelență? Deci, în primul rând, cred că multe din schimbările astea au apărut acum anii mai noi, mai recent. Știi Așa. cum când pleci tu mereu se întâmplă din, da. Da, înțeles, da. Eu în cazul meu am reușit să fac practica trei ani, uh, doi dintre care a fost o uh, o companie, cei drept a fost pe timp de pandemie și un pic s-a mai stricat formatul ăla, mm. dar uh, beneficiul principal care l-am văzut eu este în primul rând comunitatea, o comunitate de studenți interesantă care apoi m-a ajutat să descoper și alte căi precum voluntariatul despre care va fi o să discutăm astăzi și desigur a înțelege de fapt este asta pentru mine, este domeniul antreprenorial și de finanțe, ceea ce îmi doresc eu sau nu. Presupun că dacă aș fi făcut liceu nu aș mai fi aflat răspunsul la întrebarea asta. Uh -huh. Uh, ai spus de pandemie, da, de pandemie Tot ce înseamnă pandemie da. uh, Eu și-am uitat că așa ceva a existat Dar mi-ai um, spus înainte că tu ai locuit și în cămin Pe timp de pandemie Și asta prespune ceva Ce a prespus traiul în timp de camin. pandemie da. uh, Trei ani am trăit Eu vin din suburbii de fapt Trei ani am trăit acasă În fiecare zi, o oră pe drum Prin ambuteajele de dimineață am zis că gata, basta, anul 4 nu mai vreau să se repete, vreau să trăiesc aproape de, în Cămin să, să pot beneficia de apropierea asta față de instituție. Ne-am mutat la Cămin fiind anul 20-21, când pandemia era în cea mai aprinsă fază a sa. De la fiecare caz de COVID, nu neapărat din grupa noastră, din orice grupă, mm -hmm noi, haideți să vă, -vă. Uh, vii cu bagajele, cu șapte opt bagaje, ți-aduni tot pe câteva luni înainte, în trei săptămâni cineva are un caz de COVID care tu nu ai contactat, nimeni nu a contactat și vă zice, băieți, toate o bagajele <gânt> vă rog acasă, frumos înapoi da? și așa switch-urile astea le-am făcut probabil de vreo trei ori, uh, a fost în pe perioadă de jumătate de an, un an uh, până la uh, finele studiilor a fost o experiență foarte uh, turbulentă, să zic Uh, dar mi-a oferit și ea anumite cunoștințe despre ce presupune viața la cămin. Uh -huh. okay. Câți colegi ai avut în cameră? Uh, am trăit cu un singur coleg. Eram, uh, eram două persoane. Uh -huh. Și, per general, ce impresie ai? Ce aftertaste <laughs> ți-a lăsat căminul? Este <laughs> uh, sunt două filiere. Sunt căminile alea când în filmele americane cu toți petrecerile în fiecare zi, cu toți care trăiesc împreună, gătesc împreună și sunt istorioarele negative de la studenții care deja au trăit în căminile moldovenești care zic că nu prea. Pot să zic că am fost undeva pe mijloc, n-am beneficiat așa de mult de feeling-ul ăsta de studenții, deoarece în anul 4 toți erau deja preocupați cu lucru, cu job, cu unii deja fiind anul 4 la colegiu, erau anul 1 și la universitate uh -huh. și eram cumva mai distanțați așa unii de alții. Însă a fost o bună pregătire de independență personală pentru mine. Și are ce t -a avut? N-am găsit. Insectie Probabil insecte avut... am găsit câteva, șoareci nu, da. da ce de ce fel de insecte? <grog> Sincer, nu țin minte. Eu, eu, eu am așa o... Form creierul meu e într-un așa mod în care nu ține minte emoțiile și impresiile negative? negative. Da, 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 și la mine. din start, deci nu mai țin minte exact. Uh -huh. Pentru că impresia noastră e clar că e una proastă, cei care poate n au trăit într-un camin, dar nici nu știi, poate sunt camini în care situația e mai bună, adică cred că nu trebuie să generalizăm, Uh, și spunem că pe tot e rău, dar da, asta e, știi cum, glumele despre asta, despre șoarece, uh, taracani, da. pe Vă și... sigur nu pot spune despre toate căminile, însă dacă ar fi decizia, aș recomanda studenților vor să încerce experiența asta, pentru că oricum pleci un pic din uh, confortul ăla în care mereu ai mâncare pe masă, ai totul spălat, gătit, aranjat, înțelegi că de fapt uh, traiul, <laughs> traiul, singur da, uh, reprezintă un pic mai multe dificultăți decât credeai ca copil. Da, da, dau seama. Bine, ar fi mai bine traiu singur să fie într un în condiții normale, pentru că da. asta e de fapt, nu știu, adrenalină ridicată și... <laughs> da, ar fi frumos să fie condițiile mai bune. Dar, dar, dar ce avem ce avem. ce avem, da. Uh, ok. Ultima întrebare legată de colegiu, că scurioasă. Tu ți-ai dorit ca mai mulți elevi să opteze pentru învățământul profesional-tehnic? só depende se estiver individual não estou, tipo pererei cred că individual, nu este pentru toți va fi cum și multe alte chestii prin care am trecut eu sunt foarte specifice, deci nu le ar, nu s-ar potrivi tuturor nici mie nu sunt sigur dacă până la final mi se potrivesc am sau înțeles, nu da, da. Um, însă, deci noi avem multe licee care sunt cunoscute prin faptul că au o reușită academică extraordinară au condiții foarte bune și în cazul în care elevul are oportunitatea de a pleca acolo, desigur că este bine însă dacă cunoaște deja care are un, un interes față de un anumit domeniu precum nu? economia, medicina aveam destul de multe colegi eu am fost uimit de fapt când am început scout, că sunt destul de multe și în prin regiuni mai puțin sigur însă în cazul în care ai un interes specific, e o posibilitate bună de a verifica dacă interesul ăsta e al sau nu Și ar fi ok iată, patru ani să petreci într-un colegiu și până la urmă să nu profesiez în specialitatea pe care ai avut-o? Eu aș zice că e destul de ușor să faci switch-ul ăsta între colegii sau de la colegiu să pleci mm -hmm. înapoi la liceu. Știi, drumul înapoi mereu e deschis. Nu riști cu foarte multe. Uh, eventual revii fie la, liceu la care studia deja, fie alegi unul uh, diferit. Dar uh, cred că e o posibilitate interesantă de a te descoperi pe sine. Mm -hmm. Ok. Uh, o să mă documentez și eu la câte colegi avem în țară. Iarai, pykata, kad ne. Pati, mano, iš tikrųjų, buvo lauko lygių, žinai, man gniaužtų, aš 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 gniaužtų. Pentru că știu că este un colegiu este. care e specializat în asta. Avem și colegiul de colegiul ASEM care, dacă nu greșesc, au specialitatea asta și avem unul specializat direct în drept, da. Da, și cât de frumos ar fi tu la 17-18 ani să faci practică undeva, să nu aștepți să faci un stagiu cât timp ești la o universitate. Bun, ce aspirație aveai tu după ce ai finalizat colegiul? Care era scopul tău <coughs> final, ideal, vis american, cred că? <laughs> deci, revin, da, la ideea că este mai 2021, Așa. Încă pandemie. Așa. Uh, eu, deja pe finele colegiului, îmi dădeam contra, Deci, nu doar eu, părinții, sigur, dar ce faci după? Da unde te duci? Uh, Clar, da. Și adică și eu Colegiul nu era punct final. Si, nu. Ar sim. putea fi, de fapt, la mulți studenți. Da. Uh, colegii... Eram sigur că nu e punct final, uh -huh. e doar un început, însă întrebarea era care e punctul, care e continuarea. Uh -huh. uh, eu nu mă simțeam pregătit pe moment să plec la universitate. Uh, eu simțeam că parcursul ăsta obișnuit care aveam noi din timpurile sovietice că trebuie să alergi mereu uh, grădiniță, școală, universitate, doc masterat, doctorat, job, familie. Asta eșu, uh -huh. uh, mie nu -mi era de loc aproape. Eu simțeam libertatea asta care încercau să mă închidă și doream să descoper lumea. Eram și un tânăr care vroia să afle, dar ce mai este pe lumea asta. Și atunci am început să caut tot felul de webinare online, cursuri, lecții, YouTube videos care ajută peste tot. Asta Și în ultimul timp, în ultimul, în ultimul de an de colegi. studenție la colegiu, uh -huh. da. Și am descoperit un așa concept ca gap year. Uh -huh. okay. Ce-am făcut mai departe, da? <laughs> așa. Uh, era un, era, trebuie să înțelegem condițiile că acum... Am auzit mult mai mult popularizat conceptul. Inclusiv Diez a avut mai multe articole despre ce presupune. Am văzut alte persoane publice din Moldova încercând să spună că de fapt e ok e, să mergi să te descoperi. În 2021 n-aș zice că era cunoscut. Eu văzusem doar din, nu știu, cărți și lecturi americane, europene. În Moldova, când spuneai, oamenii se uitau ca la un atenit atinit și asta. Mm -hmm. Uh, pot spun în experiența când uh, i-am zis mamei mele pentru prima oară că iau un gap year. Uh, a fost o pauză de vreo 3 secunde după am întrebat, <laughs> dar și asta? Și a trebuit să explic vreo jumătate de minut, un minut, că iată, uite, de fapt, în concept popular, poți ți ai un an liber să descoperi. Eu zis, încă, o pauză. Deci, toți oamenii, ca oameni normali, se duc în viață și tu pierzi un an. Asta, asta, era percepția la da, noi. Asta uh, o reacție normală. Și a trebuit să mă confrunt, să mă bupt cu percepția respectivă, să arăt și autori tineri și părinților tinerilor ăștia, că de fapt să-ți ai un gap year este ceva absolut normal. Uh, trebuie, mai, eu aș zice că e timpul perfect. Tu ești tânăr, ai 18-19 ani, nu știu, sau liceu sau colegiu, uh, ai toată lumea în fața ta, posibilități de călătorie, de voluntariat de job, de ce să pleci din start să-ți ocupi timpul dacă poți să descoperi și să vezi, de fapt, ce, îi per ce drumul care e drumul perfect pentru tine? Ce vrei tu să faci? Ideal ar fi tu să vezi care-i drumul pentru tine în timpul să vini la colegiu, exact. la da. liceu, când ești la lecții, cumva să-ți dai seama datorită orilor de orientare în carieră pe care nu le-am avut. Mm -hmm. Cred Eu că zic, ce corect. faci depinde super mult de fiecare persoană. Eu aveam frica asta undeva în adâncul meu, -mi că iată, o să-mi iau am. timpul și ce o să fac. Iată, nu o să o am cu ce, cu ce în o să Stau și o să dorm toate ziua în casă. O o, așa, da, eu de multe oportunități că sunt, da. că mereu parcă da, uh, vreau un da, găpier. frica da. asta apare în oricum. În Neapărat, interioar. da, da. După pot să spun că în anul ăsta nu găseam timp să mă odihnesc deja. Era, eram mereu implicat în ceva și a fost eu, după finisarea acestor <laughs> doi găpieri, spun că a fost una din cele mai frumoase experiențe din viața mea și una dintre cele mai bune decizii care le-am luat. Da, mă bucur. <laughs> Dar oricum e greu, trebuie să recunoaștem fără o structură anumită, fără universitate, fără lecții, fără cineva să spună ce să faci, e greu să gestionezi singur e, timpul. E locuit cu părinții e, în acești doi ani? Am locuit, am locuit cu părinții, cei drept petreceam cu ei doar, nu știu, veneam noaptea acasă și dimineața plecam înapoi, da. deci nu petreceam foarte mult timp, deoarece majoritatea de activităților le făceam fie în Chișinău, fie aveam plecări în regiuni sau peste hotare. E, nu știu, eu aș zice pentru mine a fost una dintre cele mai bune lecții de viață de fapt, despre, deoarece sistemul nostru destul de dirigit, de educațional, trebuie să recunoaștem până când, din că sunt modificări nu prea îți oferă posibilitatea de a te descoperi în timpul studenții în timpul cât ești elev și de-aia eu am văzut 80% probabil din cunoscuții mei care au finisat colegiul sau care finisează liceul, ei pleacă undeva din trei motive uh -huh. Fie le au zis părinții și cumva și cum se zic nu, mama, tata, că iată, sunt cel mai de persoane, ei îmi, vor trebuie să ascult. Fie majoritatea prietenilor, colegilor vor, au plecat acolo, nu știu, au plecat la economii sau la relații internaționale, hai și eu să mă duc. Fii ei nu, 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 deloc și au zis, iată, dă dau cu degetul în, cer și să merg undeva. Și după primul an, mulți din ei erau cumva necăjiți, nemulțumiți de decizia asta. Și în cazul ăsta, de să pierzi anul ăsta dacă eu investești în, în ceva util. Așa, cum l-ai investit tu? Ce ai, ce -ai făcut? Cum ți-ai petrecut tu acești doi ani? Ce fel de călătorii da. program? Unde te-ai angajat? Că știu că job ai avut sau cred că exact. încă e cel pe care l-ai. Hai, spune -ne. Deci, primul meu an de studenție a fost dedicat de voluntariatului. Studenție îmi... de digapier. Uf, sorry, da, primul meu an studenții de studenție non-formal. Non formal exact. Așa. A fost dedicat de voluntariatului. Eu țin să cred că am început să mă implic destul de târziu, pe la 18-19 ani abia, când acum văd tinerii de la 14 ani deja sunt implicați în tot posibil. Um, încercam câte un pic, câte un pic să aflu ce organizație avem vedeam un anunț undeva, cineva din prieteni a distribuit de să mă implic, de să plec la o activitate, uh -huh. de să mă înscriu ca voluntară. Și așa, câte un pic, câte un pic, mi îmi place să glumesc că, de fapt, eram la un job full-time neachitat uh, în voluntariat, deoarece lucram uh -huh. de dimineață până seara în activități. În paralel am descoperit și proiectele internaționale, nu doar naționale. În mare parte era să spus, probabil majoritatea dintre tineri cunosc și așa fiind implicat în youth exchanges, care de fapt este schimburi de tineret, nu-i nu nevoie să fii studentul a oricare universitate, colegiu, nu-i nevoie să ai o anumită... ok, sunt limite de vârstă, dar nu cerințe super mari. Și având uh, posibilitatea asta, am început să plec mai întâi nu știu. Ucraina, Georgia, Armenia, Franța și mai multe țări în proiecte Erasmus, care de fapt, prin educația non-formală, care eu am descoperit-o, mi-am învocuit pe parcursul ăștia doi ani educația formală uh -huh. și experiențele de a cunoaște, de a face networking cu tineri, de a obține cunoștințe de la training de fapt, care le ai pe parcurs și de a descoperi Europa. Ok, lumea probabil încă nu. Europa cel puțin afli cultura, mentalitatea oamenilor, îți faci prieteni în țările respective. E o experiență fascinantă. Deci tu o timp de un an non-stop erai în Youth Exchanger cu Erasmus Plus. Nu, no, eram odată la câteva luni, probabil, aș așa. zice așa, în mediu. În rest, făceam voluntariat aici la noi. Ok, unde ai făcut voluntariat? Eu am început cu Consiliul Municipal de Tineria din Chișinău, după, m-am început să mă plec în ISEC în Chișinău, uh, am fost în Erasmus Student Network, uh -huh. uh, am fost în uh, Of Dominic, unde am mai fost? Uh, sincer, nu mi-aduc așa din start Țin că făceam cândva lista și erau 10 organizații de tineret. Dar până la urmă și... ai ajuns la tinerii ambasadori europeni. E, în 2021, da, am Asta a, a ajuns... fost în al doilea an, de capier. A fost în al doilea Da, începutul al doilea an de gătire. Asta a fost punctul final? Sau uh, mai continua după asta alte organizații? Uh, în paralel, aș zice că mai uh -huh. facem parte uh, câteva organizații. La moment, încă sunt membru a Comitetului Consultativ a Tinerilor și Adolescenților, pe lângă ONU, Moldova, o denumire foarte lungă. Ok, um, prima dată au de asta. Uh -huh. da, e un comitet creat din agențiile ONU pentru consultarea tinerilor. Uh -huh. Fiat mai fac parte și din asta, dar încet, încet am început să mă restrâng ca să-mi permit să mă focusez pe câteva organizații, deoarece ceva urmă am ajuns la concluzie: cât mai multe, cu atât mai puține implicare ai în, în ele. Așa. Uh, cu asta s-a finalizat primul meu an de găpier. Așa. În al, al doilea, an de găpier uh, mi-am luat inima în dinți și am zis că vreau să aplic în Statele Unite. Yay! <laughs> <laughs> da, vreau să merg pe visul american. Așa. Uh, am dedicat majoritatea timpului din al doilea an pentru pregătirea de examene. Probabil cunoașteți deja că ai nevoie de TOEFL, Cambridge sau IELTS, examenul de engleză plus examenul de SAT, care e examen de engleză combinat cu matematică. Mă pregătisem de examenele respective, plus pregătirea aplicărilor. Am aplicat probabil la vreo 15 universități în total, dintre care vreo 3-4 din Ivy League și restul la fel din top 25, top 50. Nu ok. Știu. Dar în ce asta a fost cam ce anul timp? Asta a, a fost luni? toamna 2021. Deci prima, toamna al doilea găpir. Da. Așa. Și de ce Statele Unite mm. ale Americii? <laughs> Era mereu atras de cultura posibilităților în stare. Unite. ai toate ușile deschise. Plus, sigur că cunoaștem topul cel mai bunilor universități, majoritatea sunt în SUA. Uh, Harvard, uh, Yale, uh, Yale uh, Cambridge. Uh, cambridge în UK. În um, uh, UK n-am uh, aplicat. În UK n-am aplicat din cau, din, deoarece era mai dificil să obțin scholarship. Uh -huh. Familia mea e cea mai simplu familie Nu are da, bani să-mi achite studiile De 80.000 de, de Da, exact, Nu vorbim an. despre bani ca la noi în Moldova da. Da, Cât costă contractul De aia aplicasem la topuri universități Care pe lângă faptul că mi-ar oferi studii extraordinar de calitative Mi-ar oferi și un scholarship Full financial aid Care mi-ar acoperi costurile de studii și de trai Așa, și ai aplicat la câte universități? 15, dacă ținem bine 15 universități americane, nu te-au mm. luat niciuna da, asta e verdict final, da. A un un mini fail la meu personal, chiar dacă aplicarea consider că a fost la un nivel bun. bun. Așa s-a primit că în loteria asta n-am tras biletul norocos și nu s-a nu primit să intru în, niciun, în nicio universitate americană. A fost o perioadă de frustrare personală, deoarece sigur că e super mult timp investit, a fost una dintre cele mai complexe chestii care le-am făcut, deoarece pregătirea ocupă mult timp, scrierea eseurilor, pregătirea documentelor financiare, acele și examene. sit examen. presupun că a fost scump, cât costă să dai SIT un SIT-ul? costă în jur de 200 de dolari, nu știu uh -huh, sigur. E okay, ca un examen de toifel da. dar oricum e un sacrificiu pe care l-ai făcut, mai ales pregătirea. Cât e pregătit pentru SIT? Uh. 5 buni, probabil, 3, 4, 5, deci Și toată vara. Și ai susținut vara, cu un rezultat uh, 1300 bun. din 1600, dacă ține minte, corect. Nu știu dacă asta e mult sau eu. nu știu media, deci a fost un rezultat asta bun? A fost un rezultat bun, dar nu la fel de bun pe cât îmi doream. Uh -huh. uh, eu okay. îmi doream 1400, 1500, minim, ca să fie, știi, să știți, mă simt mândru, zic, iată, am obținut un rezultat potrivit. A fost uh, studiu dificil pentru mine, inclusiv din cauza că deja aveam un an liber de studii, nu eram sau mai pierdut din cunoștințele din colegiul de engleză, matematică și altele. Ai luat lecții adăugătoare, apropo? Uh, matematică, nu. Mic? am -totul, tot ce puteam găsi pe online, am profitat de tot, Așa. YouTube, uh -huh. Khan Academy, restul. Uh, mă, pregătisem, mă pregătisem singur și de TOEFL și de SAT. Um, am s-a primit că din cauza faptului că noi de fapt studiem o matematică un pic diferit. Nu, nu, studiem tot ce ar cere examenul SAT, ceea ce studiază americanii la ei. Și iată partea asta a trebuit să învăț de sine statător, plus engleza, aș zice că nu era încă la un nivel așa de bun cum am acum și iată a ieșit ce a ieșit. În ce lună ai aflat tu că când ai fost admis la nicio universitate? Prin luna martie vin toate rezultatele. Majoritatea de devainer vor la universitățile americane îs în decembrie, cam sfârșitul decembrie, uh -huh. începutul ianuarie. După care, două-trei luni de analiză tuturor, pentru că îi primesc zeci de mii de aplicări. Um, analiza fiecare aplicări, după care, în început de martie, vin rezultatele. Da, ești foarte curajos cu spui asta, e greu de recunoscut, uh, oricine ți-ar pune situația ta asta e un greu și noi toți trecem prin așa mini-eșec, nu e un eșec, e o experiență din care ai învățat da? uh, și nu poate fi tot perfect, asta e clar. Cineva trebuie să intre la universitate și cineva nu, <laughs> asta e viața. Din păcate, da. Îți curioasă de ce nu ai aplicat la universitate, poate cu standarde mai mici în America sau opțiuni B, ce în Europa? Da. Eu de ferea super ambițioasă, așa? așa. Eu am zis sau totul sau nimic. Okay. <laughs> deci doream să fie universitate din top, top, top. Și am făcut o selecție destul de bună, plus, cum și spuneam, dacă ar fi o universitate un pic mai joasă și capacitățile financiare a universității vor sunt un pic mai, mai mici, nu pot acoperi scholarship în măsură totală pentru așa de mulți studenți cum ar face universitățile de top. Uh, și de aia am riscat, am zis încerc uh, cel mai bun uh, a fost o experiență care m-a învățat, de mi-am dezvoltat engleza, mi-am dezvoltat capacitățile de scriere, scriu, la doamne, uh, stăteam cu ziua și noapte, de deci ce mă trezeam la 8 uh, doar ca să văd ce, care este tematica eseului ce mi se cere uh, până la ora 23.59 când era de doamnă de a apăsa butonul și a trimite stăteam toată ziua și scriam dar pe câte ești trebuie să scrii? Probabil din alea mai mici vreo 30. Pentru universitate? Pentru 15 Pentru aplicare? Da. Ah, okay. Deci fiecare 30 universitate... 30 de ESEU-uri mici. Da, fiecare universitate are în jur de 2-3. Și cerințele indipend. sunt diferite, da? Subiectele este urilor sunt diferite. Unele sunt mai repede, uneori pot să mai pui, Și deci dar... care sunt subiectele comune, așa, cele mai populare? Uh, aș zice că mai popor, de ce vrei să înveți noi, mm -hmm. de ce, nu știu, Harvard, de ce ei, eu, de ce universitatea noastră. A doua îi povestește ceva ce te pasionează, uh, îi e încearcă să descopere, nu știu, personalitatea asta din tine. Așa. Și, na, nu mai țin minte, erau subiecte foarte diverse de, de variații cu familia și experiențele formale, până la o istorie o care nu are nimic de a face cu studiile tale, deci doar e ceva interesant de a afla despre tine, cine ce te reprezintă. Probabil vreo 30 de astea mici, plus câteva, două principale care merg la toate universitățile. Da. A fost un efort destul de, mult, de mare, dar, da, experiență și asta. Da, unde crezi că ai greșit? Ce crezi că nu a mers cum trebuie? pe ta pentru ASIT, cred că asta a influențat da. cumva că ai avut un rezultat mai mic decât ceilalți? Da, probabil un rezultat mai mare la ASIT mi-ar fi oferit mai multe șanse. Plus. Da. Uh, Eu uh, puneam accentul în mare parte pe activități non-formale, voluntariat, așa cum deja aveam GAPIRU uh, făcut, uh -huh. aveam multe experiențe și asta a fost punctul meu foarte. Plus, cum, din câte cunoașteți, mai trebuie scrisori de recomandare de la profesori, de la tineri care interacționat, trebuie mediile academice, sigur că și trebuie uh, de bază. Da. SAT-ul m-ar fi ajutat, asigur. Ce îi spune tu lui Valentin <laughs> de atunci, înainte să aplice? Uh, pentru că atunci cred că nici nu așteptai, nici nu îți venea prin cap că poți să nu treci, da? Uh, Sau care era, de na. fapt, care erau așteptările tale? Era vreo șansă că, ok, dacă nu... Eu zici că când aplici la universități cu rată de acceptare de 4-5%, mereu înțelegi că poți să nu intri. Nu, okay. nu ai nicio garanție că tu o să fii unul... 4-5%, da? Cele de top, da? Așa să zicem, 10-15% maxim era probabil din cele care am aplicat. Deci era foarte competitiv aplic în jur de 80.000 de studenți, dintre care 2.000 s-au acceptat, deci trebuie să întreci 78.000 de oameni la fel de talentați și interesanți ca și tine. Nu există garanția că o să fii selectat niciodată. Eu aveam cu înțelegerea asta că na, e, e un risc la care eu care mă asum pentru a încerca visul. Nu s-a primit, înseamnă că nu a fost calea mea, probabil. Trebuie să fie un răspuns, dar e clar că da. ceva este la mijloc, știi, care au făcut așa ca tu să nu ajungi acolo. Eu Poate cred că, da. Da, chiar și cei mai, cei mai talentați și nu știu, buni studenți oricum, mulți dintre ei nu s au acceptat. deci Din alea, să zicem, 78.000, oricum sunt foarte mulți oameni care ar fi meritat să studieze la universitatea asta, dar pentru că nu poți să-i accepti pe toți, ai anumite limite, uh, e și un pic de noroc. Deci e un pic de joacă la, mm -hmm. în cazină. Până la urmă știi, fiecare avem scheletul nostru în dulap Pur și simplu, noi decidem dacă vrem să vorbim despre asta sau da. nu Și asta nu e ca și cum uh, Și eu mă, simt, mă simțeam foarte rușinat că a venit din Germania după un semestru Adică, asta e clar pentru familie Pentru toți în jur, ca și cum Într-adevăr ești un eșec uh, Și pur și simplu știi, trebuie discutat Și de luat lucrurile așa cum sunt ele Pentru că asta e viața da. Și Vreau să zic da. că după perioada aia Când am aflat răspunsurile când uh, tot căutam uh, știi, sunt videourile astea uh, pe YouTube cum tinerii sunt împreună cu părinții rezultatele eu n-am făcut așa pentru că părinții mei nici nu știau unde eu aplic ce și cum eu, eu, doar îi întrebam uneori informațiile necesare pentru baza de aplicare și stăteam singur, verificam. Cumva, după ce am aflat răspunsurile, am avut o perioadă de downside complet în care nu prea vroiam să mai fac nimic. Când auzeam de aplicarea universității, deja mi se ofileau urechile, nu, nu vreau să aud de asta. Mi-am luat o pauză de a mai călători un pic. Am fost câteva luni în iarăși două proiecte, aș zice, am mai călătorit cu singur sau cu prietenii prin Europa și am revenit înapoi cu energie un pic, ca să continui și să aplică la universitatea la care studiez astăzi. Deci, pe tine a scos din, um, tată, nu știu, nu, frustrările astea pe care le a avut, călătoriile, călătoriile, da? Călătoriile, da, sigur. Uh, și ce alte revelații ai avut? Vreau să, mai mult să discutăm despre mm. emoțiile pe care le-ai avut. Iată, tu realizezi că visul nu se realizează, înțelegi asta, conștientizezi. Uh, ce altceva ai mai simțit? Ce ai mai ai trăit? Uh, eu țin minte gândul că uite, tu ai finisat un găpier, ți-ai luat a duelea, deja, era varianta de a mai încerca la anul de a aplica încă o dată, pentru că sunt studenți care aplică 3-4 ani la rând uh, și am zis că nu, nu mai vreau să trec prin asta încă o dată, uh, dacă nu a fost să fie așa e uh, și prin asta mi-am tăiat cumva opțiunea de a mai lua una, trei trei doar pentru a aplica în Statele Unite încă o dată. Uh, deci am, asta a fost una din primele conștientizări. Am uh, înțeles de fapt eu aplicasem nu singur, aplicasem împreună cu un coleg, prieten de al meu, care am făcut cunoștință, dragul și salut. Uh, <coughs> el a ajuns la sau, sau <coughs> Ne-am aplicat în multe din aceleași universități și eu a fost selectat la NYU Abu Dhabi, New York University din era din Abu Dhabi. A, din Abu Dhabi, da. De aici, da. da. Nu a plecat în statie până la urmă. Da. Da. Acum își va face câteva, două semestre, dacă țin minte, în, în New York, în fileava din New York, dar noi aplicasem împreună și eu, țin minte, ce obțin eram foarte fericit pentru el. лі uh, пролімерикаліпорттатім <laughs> 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 Uh, ok, bun uh, și da, punctăm uh, un moment mm -hmm. că pe lângă asta tu ai dezvoltat și multă reziliență ca să numim așa, așa. Pe, uh, cuvintele să le spunem așa cum sunt ele, E dezvoltat reziliență pentru că te-ai adaptat la orice situație mm. da. și la faptul că n-ai uh, ajuns în state și la faptul că a trebuit să alegi altceva și să aplici în altă parte. Trebuie să ți modifici planurile, exact. De, de fapt, eu de firea mea consider că sunt șam un pic mai calm, mai analizez, încerc să analizez situația uh -huh. și să nu mă dau în emoții. Deci aveam un anumit nivel de reziliență, dar sigur este proverbul tot ce nu ne omoară ne face mai puternici. Și asta a fost cazul cu fiecare piatră de asta care cade peste tine urci streptele tot mai sus. Și, și... Tu acum ești gata, nu știu, <laughs> da. <laughs> să te duci oriunde da? și să fii gata să te adaptezi la un nou stil de viață. Complet, în special după multe căvătorii, nu mai ai barierele alea de cultură, de limbă, ești ok să te acomodezi peste tot, ai prieteni deja, am prieteni în multe țări europene și ești gata să-ți faci planurile de pe azi pe mâine fără să îți ai un parcurs stabil, că iată așa e drumul meu, fără nimic. Nu, eu zic că îți deschis pe toate oportunitățile care mi le aruncă viața. Și bune și rele, tot, tot mixul tot care, care accept, apare. Da? da. Super. Mă bucur tare mult că ai dezvoltat asta. Eu, tare de să încerc să fiu și eu un pic mai flexibil, pentru că uneori când este o rutină anumită, începi să o iubești cumva și îți fie foarte greu să E mai greu să ieși, exact. Da. Uh, ok, Trecem la Berlin. Mm -hmm. <laughs> tu ești student la I International, uh, IU, International University Spune of Applied Science. Așa, da. Bine. Și înveți în limba engleză. Da. În Germania. În Germania. Din Moldova. Din Moldova. <laughs> <laughs> înveți la programul mm. de business și IT. Da. De ce ai ales să înveți în Berlin? Și mm. vreau să întreb când te-ai înscris la universitate, pentru că ai primit răspunsul în martie, deci respectiv tu în deci, ai în Germania? Eu toată vara eram încă pe gânduri unde să aplic, deoarece Europa e mare. Erau opțiuni de a aplica în Olanda. Avem o deasperă foarte mare de studenți în Olanda. Erau câteva universități bune din Italia, țările nordice. Problema era când majoritatea dintre ele era închis de vainu. Gata. Da, vara deja, da. Trebuie să aplici iarna, primăvara în majoritatea. Și opțiunile alea care îmi rămâneau erau România, care era deschis încă vara, eu nu mă simțeam că vreau să plec în România, cum mi se părea aproape și nu, nu modific foarte multe. Um, și Germania, care are la fel foarte multe universități de top în listele uh -huh. de topuri. Și aplicările univers... au loc vara. Și aplicările încă sunt deschise Și vara. Moldova, tot era opțiuni, <laughs> ea există. Moldova mereu e o opțiune, da. <laughs> mereu o opțiune, da, te așteaptă, cumva. Da. Și... Uhum. până la urmă eu tot august eram plecat în Olanda chiar apropo cu un pic de fun, întâlniri cu prietenii uh, nu mă focusam așa de mult și când iată Spre sfârșitul august uh, am selectat deja final că iată universitatea la care vreau să aplic, am um, depus documentele, am avut câteva webinare cu ei ca să aflu toate informațiile care îmi lipseau, am, am aplicat undeva prin septembrie uh -huh. până au fost toată perioada asta de documente, chestii, uh, mai, între, uh, am mai trecut un pic de timp și de fapt am început studiile prin noiembrie, aș zice. Uh, în noiembrie. Așa. Noiembrie 23. A fost da? nevoie să mergi în Berlin, chiar să no. te prezinți, no. să depui actele fizic. Toate, toate depunerile de documente, toate interviurile au loc online. Uh, cred că asta a fost unul din beneficiile pandemiei, că i-am mai învățat pe oameni că on tot poți face lucruri. Mai ales pe nemți, care e greu mai să dau nemți. bătuți. Da. Um, așa. Și uh, ai spus interviuri. Eu nu știam. Interviuri în procesul de aplicare? Interviuri da, uh, de selecție? Da. da, a fost un interviu cu cineva din... Ok. Nu, nu știam în, în Germania Practic. de uh, Universitatea asta e un pic mai diferită. E o universitate... Privată. Da, e universitate private, asta, asta în primul rând, să ajung. <laughs> și mm -hmm. e mai diferită deoarece e Universitate International University Așa. și sunt un pic mai diferiți de tipic standard universității americane. sunt mai deschiși, probabil au multe concepte private și de la americani mm -hmm. um, și, de fapt, e una dintre cele mai mari universități din lume ca numărul de studenți, ceva peste 100 de mii, mulți dintre care okay. învață și online. Asta ai, ai, e beneficiu. Când ai mulți studenți online, te acomodezi un pic mai necesitățile, lor Așa. Și acum trecem la online, dar vreau să îți mm. mai întâi despre combinația asta de IT și business, care sunt da. foarte bine. Uh, cred că și asta te a atras, de fapt, Absolut. la universitate. Uh, ce cursuri ai tu la universitate? Cum combini IT-ul și business-ul? Mm. Eu aș zice că, totuși, 60-40% prioritar e businessul, deoarece eu absolvind planificare și administrarea afacerilor, un colegiu pe economie, antreprenoriat și având deja o bază de cunoștințe acolo, am, îmi alegeam majorul la universitate, de asemenea, să fie ceva legat cu domeniul ăsta. Și aveam și eu iarăși 3-4 alegeri, era și entrepreneurship, era computer science curat, care era ceva crazy pentru mine, dar știi, mă gândeam, da, poate. Uh -huh. um, și am ajuns la combinația asta care mi se pare mie perfectă de business și IT, în care, de, de o parte, învăț ceva ce deja am o bază și ce aș vrea să-mi continui în viața mea de ulterior, pe de altă parte, cunoștințele de IT acum nu putem nega că sunt absolut vitale. E o combinație perfect pentru mine cel puțin, deoarece nu neg afacerea sau viitoarea, viitorul startup în cazul în care o să mă încep, o să fie exact legat ceva cu platformele de web, aplicații online, în domeniul asta de IT, care uh -huh. cunoștințele pe care le studiez acum mi-ar mi prinde bine pentru ce obțin un basic knowledge, you know? Uh -huh. Deci mai mult e un basic knowledge, nu e foarte da. complex Noi cumva nu... avem alegeri, deci eu pot să-mi aleg cursurile Avem uh -huh. o bază, câteva care sunt obligatorii Și restul îmi pot alege și o, o listă foarte mare De la, nu știu, Spaniola până la Computer Science uh -huh. Hardcore um, Și o să-mi aleg eu deja, o să văd ce -o să, care o să fie opțiunile pe anul 2 și 3 pe moment am început mai soft, știi, ca să nu mă sperii din start, deoarece de asemenea e complicat de revenit după 2 ani liberi în sistemul formal. În special când uh, ești în control uh, personal, nu, nu ai lecții de la ora A până la ora Z, uh, trebuie să te ai o disciplină extraordinară și e greu totuși. Când ai fost, ai fost, doi ani flexibil, ai călătorit, îți schimbai planurile și peste o săptămână era în altă țară. Și acum e structură. Acum trebuie să fii da. mai structurat, să ai niște habits foarte bune și mi-a fost mai greu să mă uh, să revin înapoi în sistemul formal. De aia am ales primul an, cât un pic mai ușor eu să intru, să-mi iau, nu știu, business, uh, cunoștințele care să-mi ceea ce am studiat la colegiu, să mai obțin ceva nou, să nu plec direct în IT. Ok, Uh, și, repet, tu studiezi mm. din Moldova, la Universitatea în Berlin, în limba engleză. Da. <laughs> e un sistem hibrid, deci tu mm. studiezi la calculator de acasă. Studiez la calculator, la tabletă, la telefon, la cine merește pe moment. De, de acasă, de la de tucanul, tucanu, de la, de la bibliotecă, de, de, de la așa de la lucru, De da? uh, De ce ai lăs în viață hibrid? Nu ți lipsești cumva interacțiunea cu asta? Cred că e întrebarea care îți spun mulți, da? interacțiunea cu studenții, cu Berlin, cu Germania, cu... Poate călătorie, eventual. Da, deci, Eu am ales hibrid deoarece um, aveam anumite responsabilități în Moldova uh, în momentul în care aplicasem la universitate și nu vroiam să-mi tai viața asta și să o arunc să cumva pun într-o situație nepăcută și persoanele care depindeau. Deci uh -huh. eu aveam o funcție în cadrul a o organizație de voluntariat, și aveam finisam un program Vorbești celin... de OIA? Uh, Vorbesc și de OIA și uh -huh. de CCTA-ONU în care aveam Eram copreședinte atunci. Uh -huh. De asemenea, finisam challenger-ul, probabil ai au auzit, uh -huh. aveam jobul meu precedent, abia începusem. Și vă știi, toate astea s-au adunat și am zis că nu vreau să plec acum, vreau să-mi finisez în mod natural tot ce am pe moment, după, uh -huh. să, cu inima și sufletul liniștit, să plec să înveți fizic în Germania. Uh -huh. Ok, deci asta a fost, asta a fost motiv, planul, da. dar mi-ai spus că eventual poți să mergi acolo și să înveți în campus Da. Și uh, să te muți. Planul meu ideal ar fi în anul 3 să mă muți, să finisez studiile de pe campusul din Berlin. Dar cine știe, poate primesc o ofertă de muncă în Moldova sau într-o altă țară care o să-mi schimbi complet planurile și o să-mi finisez toate studiile online. Niciodată nu știu. Deci, universitatea îți oferă posibilitatea să te muți oricând, da. să vii la lecții cu prezență fizică. Acolo tu vezi studenți care vin cu prezență fizică, da? da? Sunt care chiar vin Sunt la persoane, lecții. da, este campus destul de mare în care vin studenți regulat, învață. Și tu când ești la prelegere, cumva vezi și studenții care stau în sală sau e doar profesor în fața ta care vorbește? Da, noi avem un format de lecții pre Straight, ah, okay. uh, combinate cu sesiuni de nu știu, Zoom, Meet cu profesorul în care îți dai toate întrebările plus mai multe materiale de pregătire. Mm -hmm. Deci cumva e, deci, tu... tu live niciodată nu ești chiar în sala de Da, prelegere. eu nu, nu sunt în sala de prelegere. Eu mm -hmm. am o combinație de documente slash videouri din care îmi pot obține informațiile pentru a mă pregăti de examene, de prelegeri, de restul. Mm -hmm. Cum e să ții examenele online? Nu, tu asta o faci, da? Tu susții examenul exact, online. Da. Eu le susțin online, tu ai un dispozitiv pe care tu faci examenul și tu ai un al doilea dispozitiv care tu, Tu Înainte de examen scanează camera. Obligatoriu. Să vezi, da. da. Că nu ai, nu există nicio persoană, nu ai nimic în, nu știu, în ureche sau sub masă care să te ajute. Și tu ții dispozitivul acesta al nu știu, fie telefon, fie ceva, mm -hmm. ca să ai mereu, pe timpul examenului, să, să te vadă profesorul. Deci profesorul mereu monitorizează examenul și tu poți vedea numărul de studenți care sunt live, cumva, adică ca în Zoom, uh, știi? Toți care uh, scriu examenul it's, la moment. It's, eu îmi aleg, iarăși flexibil, nu există o dată strictă, că iată, noi toți dăm într-o zi examenul. Ah, ok, tu programezi. Eu cumva. îmi programez din timp, că iată, mm -hmm. peste o săptămână vreau să dau examenul ăsta. Oh, super! Și dacă e, de, dacă e ok și pentru timpul pentru profesor bifează, da, și în ziua respectivă Deci mă ești doar prin... tu cu el în meeting. Da, e cumva un, un, un registrare care eu mă vede cum eu dau examenul Tu poți să-l vezi pe el Eu nu văd, deci, nu știu, nu pornești camera e cumva un ceva Aha. care eu... Ce dat? <laughs> A, așa, și acum trecem la tuition fee, da. pentru că tu ai spus că e privat, respectiv la mine în cap s-a conectat acolo și wow, privat, da. înseamnă că achizi mulți bani, dacă îți programezi examenul singur tu să scrii iarăși, pare că trebuie bani pentru asta, știi cum, niște privilegii pe care un student obișnuit nu le are uh, Care este tuition fee -ul? Ai vreo bursă? Care este situația cu partea financiară? Deci eu am un scholarship de așa. 50% okay. care, Deci îmi tai costurile în două, practic De ce? Uh, e o combinație de reușite academici, uh -huh. nu, nu știu, reușite în voluntariat. Uh, deci te-ai aplicat pentru o bursă asta? Au fost o, com, uh, în același moment cu aplicarea la universitate, deci tu ești automat uh, în rândurile celor care pot primi bursă. Uh -huh. Și de asemenea, ceea ce îmi place la universitatea mea, e că au diferit procentaj pentru diferite țări, în baza la cât e de dezvoltat economic țara și iată fiind iarăși din Moldova. A, tu ai aplicat ca cetățean Moldovean. Eu Am fost iarăși foarte străină, am aplicat ca cetățean român de pe teritoriul Moldovei și am, am, explicat situația asta ca un sau persoanei ah, care uh -huh, uh -huh. au decizia și au zis că ok, cunoscând situația financiară, putem ajuta un pic mai mult. Și asta îmi place deoarece da, noi în Moldova avem salarii nu foarte comparative cu salariile europene da. și e o posibilitate bună de a mai tăia din costurile astea. Și cât achiziți tu la universitate anual? Anual? Dou în jur de 2300 de euro. 2300 de euro? Da. Anual? Da. De fapt ar fi trebuit să achiziți în jur de 5000, Aproape da? Aproape de 5, da? Și metă uh -huh. minus scholarship-ul. Ok, ok, acceptabil. <laughs> da, Z ziceam și eu de fiecare dată când mă gândeam că, oricum în perioada aia din martie până la sfârșitul verii a fost o perioadă lungă în care tot eram în neclaritate dacă aplic și unde și tuition fee fiu, era unul din punctele importante de de decizii și tot mă gândeam mai în 2-3 mii mai câștig eu, mai rezolvăm cumva, dacă e 5-10, I am sorry nu, nu, nu dispun nici eu, nici familia de așa posibilitate. 5-10 ar fi deja la standarde americane, nu? Cam asta e tuition fee la universitatea americană. Uh, pe an? Pe an, da nu? Să-i uiți Depinde ce procentaj din scovă și primești. ți că la mine era... Stai, ți așa o sumă de mii de dolari. Nu știu dacă asta era anual sau asta era pe toți patru ani de studii. Cred că era anual. deci anual în mare parte 40, 50, 80, cam așa. Așa, am înțeles, înseamnă an. că eu era anual. 50 oricum. sunt mai așa, mai spre, nu știu, în UK un pic mai mult poți 14-20 găsi, dar țările nordice, de fapt, au unele universități gratuite, dar depinde de unde aplici. Am înțeles. Și 50 pentru mine era deja inacceptabil. Da, dau seama. Uh, da, înainte de asta am discutat și despre, că trebuie să discutăm, despre limbi. Crezi că sunt un um, subiect important în viața ta, limbile străine? Limbele, în general, limbele străine uh, sunt beneficiu. Cred că toți conștientizăm asta, cât mai multe limbi cunoști, cu atât mai ușor te integrezi în societatea în care vorbește limba respectivă. Eu am avut situația că eu am învățat limbile română și rusă, practic, concomitent Tata uh -huh. Tata meu era vorbitor de rusă, cu el discutam, citeam cărți în rusă, îmi spunea anecdote în rusă, uh -huh, uh -huh, tot felul uh -huh. de chestii. Okay. Și cam în același timp am, am reușit să-l învăț astea două, ceea ce a fost foarte bine ca copil. Limba engleză mi s-a dat mai greu. Uh, până în clasa 5-a, 6-a Probabil o cunoșteam doar un hello, goodbye uh, uh -huh. Și astea erau cunoștințele mele După m-au dat părinții la cursuri Am ajuns la un B1, B2 Și după practica Practica, prive, nu știu, privești filme uh, Călătorești în țările astea Proiectele europene, unul din beneficiile de bază a fost uh -huh. Au fost că mi-au permis Să ies din zona de Cunoștinții de engleză De școală, ca să intru în Formatul de discuții și să trec de bariera De comunicare Um, iată prin practic, aș zice că am sărit foarte repede de un B2 la C1 uh, uh -huh. asta a fost uh -huh. istoria cu trei limbi plus mai discut, mai cunosc ucraineana așa pe o jumătate uh, părin, părin, familia tatălui acum trăiește în Ucraina și pe când căvătoream la ei priveam mereu filme sau uh, cocame de show în ucraineană uh -huh. um, și m-am pus cu un, așa, un mini scop o mini bifă să învăț Spaniola până când nu, nu prea... Foarte ciudat că germana nu e lista ta. eu asta așteptam. Germana nu este în lista Ar fi normal mea. Uh, Eu probabil o să învăț germană până la un A2, un format de și comunicare uh -huh. de bază, dar planul meu nu este de a rămâne în Germania, de aia nu este în topul priorităților mele. Ok, deci așa, o să fii, un, o să fii pe un an, doi, dacă o să mergi la universitate. Da, eu nu sunt împotriva unor experiențe în Germania. Dar ce ai tu împotriva Germaniei? Nu, nu, nu am nimic, nu mă simt că aș, ar fi țara care aș vrea să settle down pentru o perioadă lungă. Probabil, Ai grijă. probabil ar fi uh, America de Nord, una uh -huh. dintre SUA sau Canada. Inițial, la asta o am să întreb. Tu încă visezi la asta, da? Tu uh, rămâi așa cu un gust. Probabil, da. O să un, un master sau un work and travel, un exchange, ceva ca să, o să fie. trec da, prin asta. După toată lumea este liberă Asia, țările nordice, foarte fine. Am căvătorit un pic în țările nordice, aș vrea să trăiesc acolo pentru o perioadă. Uh -huh. Deci, n-am nimic împotriva Germaniei, dar cred că pot să căvătoresc și să trăiesc și în alte țări. Am înțeles. Bine. ok. Și voiam să te întreb despre maturizarea de vreme pe care ai avut-o, dacă am mai discutat despre asta, că ai dezvoltat și curaj și reziliență. cum te simți tu acum la 22 de ani ai tăi? Sunt, sunt așa parcă un pic bătrân. De nu, nu ești. nu că ai spus că ai avut noroc că ai fost dat la școală la de șase, ani. și experiențele astea tăman perfect ieșit. Eu mă simt foarte bine. Eu consider că am un nivel de independență ridicat uh, și financiar așa. și nivel de oare deciziilor și eu o, ecep, o, să, o Probabil la final o să venim la recomandări pentru tineri și discuții, dar consider că e foarte important pentru mine că probabil de o vârstă de la 14-15 ani m-am detașat un pic de cuibul părintesc, așa să-i zicem. Uh -huh. și, și crezi că a fost important asta? A fost super important. Uh, am înțeles am fost pe cont propriu și asta mi-a oferit, am început să lucrez de vreme ca să pot să mă asigur financiar să nu trebuiască să cer bani de, fiecare dată de la părinți și asta te maturizează, asta te face să privești critic situațiile, să analizezi mai rapid, să înțelegi cine ești tu, cine sunt oamenii și cum să reziști în lumea asta pentru că lumea nu e așa ușoară de, de -a fi în ea. <laughs> da, foarte, foarte înțelept ai spus <laughs> și pe această notă înțeleaptă ne apropiem de final, de asta într-adevăr vreau să-ți spun să, să, te rog să ne dai câteva sfaturi da? la studenții <laughs> ca noi rătăciți în viață <laughs> e greu să-ți găsești calea chiar și atunci când ai ales deja universitatea și ești student pentru că sunt așa de multe oportunități și atât de multe țări și e foarte greu de ales unde, cum cum e corect, și fapt corect deci nu există și vreau așa pe final uh, din înțelepciunea ta să ne împărtășești <laughs> cât e un pic ce lecții uh, ai învățat și ce sfaturi ai pentru elevi și studenți da, uh, un lucru care tu deja ai menționat este că nu există corect, perfect așa. Uh, perfect, ideal pentru tine e ceea ce cum tu simți că este de aia o primă lecție ar fi să nu te temi săriști. Uh, failuri, cum ați văzut și pe experiența mea, se întâmplă, se întâmplă la fiecare, unele mai mici, unele mai mari, uh, dar totul e o experiență. O experiență negativă tot este o experiență, de-aia vă rog, uh, încercați să riscați. Uh, al doilea lucru e că dacă nu cunoașteți ce să faceți după liceu, după colegiu, părinții acum o să mă arunci cu pietre, dar uh, 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 este și opțiunea de a lua un gap year. Cel unul, la mine a fost doi. Uh, gapier trebuie să înțelegi de ce îl ai, deci nu îl așa că haideți, părinții mi-au spus să fac ceva și eu doar să nu fac cum mi-au spus ei. Um, eu iai ca să te afle, să căbătorești, să faci voluntariat, să lucrezi, mai știu, poate ai o pasiune în artă care nu ai reușit să o descoperi până atunci și iată, ai acum modalitatea perfectă. Poate ai alte pasiuni de sport, de dans, nu știu ce, dar dacă simți că ai nevoie de timp ca să adiționau pe care nu ai avut în liceu, în colegiu, nu, nu te temi să faci asta. Și trei, probabil ar fi maturizarea de vreme, dacă ai posibilitatea, începi să iei decizii de cont propriu, deoarece părinții pe noi ne iubesc foarte tare. Ei o să mereu o să fie alături de noi, o să, și la 25, și la 30, o să dorească să ne ajute să ia deciziile împreună cu noi sau pentru noi. Și dacă treci, ajunge la vârsta asta în care încă depinzi foarte mult de părinți, o să fii detașarea super grea, cu cât, cu cât e mai lung, cu atât e mai greu. Dacă încerci din perioada adolescenței, 14, 15, 16, 17, 18, va fi care e diferit, mai pleacă un pic, mai călătorești singur, mai fă voluntariat și petrece mult timp, nu doar în preună cu părinții, dar cu alți tine, descoperă pe ei, descoperă pe tine și descoperă lumea. Cu părinții mereu reușim să fim alături și ei sunt cei care, ingerii noștri păzitori, care ne ghidează. Dar dacă ai o posibilitate de a decide pentru tine, aș prefera asta și aș recomanda asta tinerilor. Notat. <laughs> Ne-am notat. Uh, Vreau să adaug la gap here. Eu acum, nu știu, Bacaloriat Moldova, știi grup Facebook? Da. Este așa un grup. Și acolo, în ultimul timp, iată acum, în iulie mai ales, postări într-una despre a, ah, ce să fac, nu știu unde să aplic, care facultate, care universitate, zero cunoștință și uh, mă gândeam cât de mult tineri ajung vara când efectiv trebuie să aplici la universitate, să, nu știu, sunt în panică, da? într-un impas da, chiar, totuși. Chiar vă rog, decât o decizie în panică, care e o pripită da, da. doar pe, pentru că trebuie, pentru că așa fac toți, mai bine e un pic de liniște, e bine și pentru sufletesc emoțional, dar și practic e mai util pentru carieră. Și un ultim moment... Eventual, dacă aveți nevoie de, nu știu, nu cunoașteți ceva și v-a părut interesant, adresați-vă linia, adresați, scrieți în mie, Facebook, Instagram, oriunde, noi suntem mereu deschiși Vai. să <laughs> să, să ajutăm. Eu dau datele de Instagram mereu în descriere. <laughs> -a. Uh, mulțumesc tare mult, Valentin! A fost foarte util, mi-e cu de inimă, de fericire. Mersi că ai venit, că ai acceptat. Știu că e greu. A fost o decizie grea, ți au luat câteva zile. Mm. Dar ai acceptat, așa că mă bucur că ai curaj și o contactați pe Valentin în caz de întrebări yes. și confuzii legate de parcursul vostru. Mersi, <laughs> ți-a mult pentru invitație. Deci foarte -a oficeal, o caldă. Da. <laughs> și mi-a părut bine să fiu cu tine și cu toți spectatorii noștri azi. Mulțumim, ne mai auzim. spectatorii! <laughs>